trebui să încep maxim ca în Qigong, adică să vă salut așa cum se obișnuiește în Qigong. Ați văzut câteva imagini mai adinau. Salutul acesta care merită și o explicație, dar nu acum. Mai întâi vreau să vă mulțumesc că ați venit sau că ați rămas aici să mă ascultați. Pentru cei care nu mă cunosc, în afară de numele meu, Adrian Florea, pot să vă spun că sunt ceva mai vechi practicant de Qigong, adică aproape 37 de ani. L-am învățat singur, dar am avut șansa să fiu observat cumva de mai întâi de chinezii care m-au invitat în 1993 la un mare simpozion internațional și unde, spre surpriza mea, a fost răsplătit din cei peste 400 de participanți. Doi au fost răsplătiți cu câte o diplomă de specialist în toată medicina tradițională chineză. În afara unui spaniol, am mai fost și un român. Iar mai târziu, în 1998, am aflat că felul în care practic eu această disciplină, Qigong, este într-o manieră mai deosebită și că, de fapt, ar fi un stil aparte. Asta am aflat-o chiar de la președinta Federației Mondiale de Qigong, doamna Efi Poi Pinciau, aici, după cum văzută din numele mei, care a constatat că ar fi bine să fie înregistrat la Federație acest stil numit Kitaki. Vedeți scris acolo Fundația Română Kitaki, deci aia este, acela e cuvânt, e un cuvânt creat de mine, până și cuvântul Kitaki. Iar mai târziu, un an, am fost invitat să particip la un congres, al treilea congres al Federației Mondiale, unde am avut din nou surpriza să constat că am fost inclus între cei 8 mari maestri ai Federației Mondiale, membru în bordul director al Federației, în comitetul de consilieri, advisory committee, în sfârșit, funcții în comisii și comitete. Acestea sunt, să zicem, toate lăudăroșenile mele în legătură cu Qigong. Ceea ce vreau să vă prezint nu este, în esență, cât de deștept sunt eu, ci să vă explic ceva despre acest Qigong, fiindcă foarte multă lume vorbește despre Qigong, dar foarte puțin știu exact ce este. Probabil că așteptați o definiție, o definiție pe care și eu aștept, pentru că n-am reușit să dau o definiție care să îndeplinească toate condițiile unei definiții. Adică să fie scurtă, concisă și fără echivoc, fără redundanțe. Atunci când mi s-a cerut la o publicație de-a noastră să dau o definiție a Qigong-ului, am reușit să o fac foarte scurtă într-o pagină. Mai puțin de atât n-am putut. Totuși, am să încerc să fiu foarte succint, să vă spun că este o disciplină veche de peste 8.000 de ani. Este evident că originea ei a fost în mâinile vechilor șamani. Se pare că ar fi fost mai întâi șamanii tibetani care aveau cunoștințe cu totul deosebite. M-am întrebat întotdeauna de unde sau de la cine, dar le aveau și le-au. Și am mare respect față de acest popor și de ceea ce mari înțelepți lama tibetani. De fapt, e un pleonasm. Lama înseamnă în limba tibetană înțelepciune. Deci să spun mari înțelepți, înțelepți, nu? E un pleonasm. Este o disciplină, deci, care a pornit de la faptul că acești șamani am putea să-i, dacă îi transferăm în timp, în zilele noastre, i-am putea numi cercetători științifici. Foarte riguroși, foarte persistenți, perseverenți, care n-au lăsat nimic să le scape din observațiile lor și, mai mult decât atât, au și pus în practică. Ei sunt cei care au remarcat ce înseamnă
lucrul cu energia. Și iată, îmi permit, cu toată, tot respectul pe care mi l-a trezit domnul profesor Volker, mai devreme, când povestea despre virtuțile tehnicilor complementare în tratarea bolilor canceroase, dânsul spunea cu mare sinceritate și asta mi-a trezit și mai mult respect și m-am înclinat în sine, în fața dumneavoastră. A spus, nu știu ce înseamnă ci. Toți mi-au spus despre ci, dar eu nu știu ce înseamnă. Încerc să vă explic eu. Și de aici o să înțelegem mai bine ce înseamnă ci cum. Vechile sau vechea filozofie care s-a răspândit în zona Orientului îndepărtat, în urmă cu, se pare, peste 5.000 de ani, era aceea a originii Universului, pentru că pe acești oameni înțelepți îi interesa cum a decurs această evoluție a Universului, de la origine și până la momentul contemporan lor, și care este poziția omului și rostul lui în acest univers. Cum se încadrează el în acest univers. Și ce trebuie să facă pentru ca să aibă o încadrare cât se poate de armonioasă. Adică, în termeni mai simpli, să fie sănătos. Să trăiască mult și, și pentru asta trebuie să fie sănătos. Asta își doresc pe toți oamenii. Nu să fie sănătos și să trăiască pe cât posibil mai mult. Pentru asta trebuia să înțeleagă Universul. Și au înțeles că Universul este la originea sa ceea ce ei numeau Wu-Chi. În traducere, destul de dificilă traducerea, fiindcă este foarte complexă, ar însemna energia cea mai pură, cea fără de lume. Originea Universului este o stare energetică. Lucru pe care știința modernă l-a lămurit, e adevărat, mult mai recent, prin faptul că a stabilit că la originea Universului era o stare de câmpuri energetice, care la un moment dat s-au separat într-o mișcare, într-o activitate, să spunem, mai degrabă entropică, în două tipuri de energie, energia de tip materie și antimaterie, care s-au cam bătut între ele și a ieșit explozie. Dar în viziunea acelor înțelepți, lucrurile s-au petrecut dintr-o stare energetică, într-adevăr, dar o stare care conține ceva foarte important și care face ca noțiunea de generală de chi, adică de energie, să fie puțin mai sărăcită, puțin față de cât i s-a dăruit de mulți teoreticieni. Eu am o expresie destul de obraznică. Chi-ul, energia, este proastă ca oaia. Nu știe să facă nimic decât să se manifeste, să se deplaseze, să facă niște lucruri să se miște. Pentru că Universul acesta este construit pe suport de energie. Dar energia nu poate să aibă nicio importanță sau are una minimă dacă nu transportă informații. Iar această sugestie foarte delicată pe care a dat-o mari înțelepți despre Universul Wu-Chi, energia cea fără de nume, era tocmai ideea de a crea un nume. Care nume? Păi care vrem noi, pentru că puteam să-i spunem foarte bine Dumnezeu, Allah, Guru, oricum. Dar era totuși un nume, cea fără de nume. Un nume care înseamnă că se referă în mod clar la informație. O cantitate imensă de informație, dar una bine ordonată. Și această explozie, Big Bang, care a însemnat Universul pe care îl știm și acum, este o manifestare perfect organizată a acestor informații. Pe programe, pe subprograme, subprograme. Nu știm nici noi și foarte bine că nu știm că cine știe ce prostie am face cu ele. Am fost suficient să știm ceva despre atom și gata, am și tras niște bombe. Nu? Dacă știm mai multe, Doamne ferește. Dar este o organizare de informație extraordinară care se traduce simplu prin legile după care se guvernează Universul. Aceste legi sunt Dumnezeu. Deci, dacă vrem să vorbim ca un ateu
Dar eu nu cred în Dumnezeu, spune cineva. Care Dumnezeu? Nu există Dumnezeu. Există legi? Care sunt aceste legi? Toată această inteligență fantastică, pentru că totul lucrează într-o perfectă armonie. Nu există legi care să funcționeze independent de alte legi. Nu există fenomene care să funcționeze independent de alte fenomene, decât în aparență. Și iată că descoperim că și energia, în raport cu conținutul de informație pe care îl transportă, este variabilă, sau este variată, este diversificată. Una din legile Universului. Universul se caracterizează prin diversitate. Dar această diversitate nu este oricum. Pentru că, iată, ne raportăm la grăuntele ăsta din Univers, cu Pământul, pe care noi, niște furnici, mult mai mici decât grăuntele, funcționăm și ne credem foarte importanți. Și spunem, nu, nu există decât creștinism. A, nu există decât islamism, nu se există creștinism. Nu, la restul sunt păgâni. Există mai multe religii. Toate se referă la același lucru până la urmă. Există mai multe legi ale gravitației. Dacă un musulman, un mozaic, un creștin și un budist se aruncă de pe Ring Hotel, în același timp o să aterizeze în timp diferiți. Poate o să-și rupă oase diferite, dar aterizează în același timp. Adică e aceeași lege a gravitației. Și atunci asta înseamnă ce? Unitatea, diversitate. Asta este, de fapt, ceea ce caracterizează Universul, una dintre proprietățile lui, și pe care vechii șamani au înțeles-o, au pus-o într-o teorie care să explice cum se manifestă acest univers și de ce ceea ce este pe Pământ pare să fie diferit de tot ceea ce este în restul Universului, dar de fapt este același lucru. Și de aici a apărut problema exprimării raportului pe care omul îl are cu Pământul, pentru că asta e situația, trebuia să stea cu picioarele pe Pământ sau, mă rog, pe Pământ. Și restul Universului, Cerul. Această trinitate care, vedeți, că are valoare laică. Pământul, omul și Cerul. A fost în atenția lor și, în urmă cu 4200 de ani, un împărat foarte deștept, enervant de deștept, pentru că l-a făcut, a creat și Feng Shui-ul.